Suntem la ulmul din Căpeni și cam atâția oameni, de atâția oameni a fost nevoie să-l înconjurăm. Numărați-i voi. Are o vechime de 300 de ani și bătrân săracu. Gata, puteți să... Da. Suntem la ulmă încă. Am mai jos la ulmă din Căpeni. Să-i fac... Se presupune că are 300 de ani. Vechimea... El a rezistat și unei ciuperci care a fost la începutul secolului 20. O ciupercă care a distrus 70% din ulmii din România. Să vedem cât o să mai trăiască.